Pot să obțin rezultate fără să merg la sală? Dacă da, cum pot face asta? Ei bine, foarte simplu. Există foarte multe exerciții pe care le poți face acasă sau în parc în aer liber, cu greutatea corpului sau cu un minim de echipament. Dar există chiar și antrenamente pe canalul meu de YouTube și pe toate canalele mele social media cu greutatea corpului. Adevărul este că pot fi exerciții foarte, foarte grele, solicitante și intense, fără niciun aparat, doar cu greutatea corpului. Și poți să ai rezultate foarte bune doar făcând acest tip de antrenament. Eu personal în grupul de transformare am un e-book gratuit pentru clienții mei pe care îl ofer atunci când se înscriu cu antrenamente acasă. Efectiv, nu ai nevoie să faci absolut nimic. Nu mă voi apuca acum să-ți demonstrez exerciții, însă dacă vei căuta în canalul meu, pe canalul meu vei găsi foarte multe exerciții. Deci nu ai nevoie de sală pentru a avea rezultate. Plus, antrenamentele acasă pot aduce avantaje. Drumul până la sală nu mai există. Zero. Economisești timp, practic. Dacă nu mai mergi la sală, economisești timp. Însă, partea cealaltă, partea opusă, contra, ar trebui să ai o super motivație. Pentru că, în general, am observat că atunci când te antrenezi acasă, motivația scade. De exemplu, în pandemie am fost obligat să mă antrenez acasă și eram super motivat. Însă, atunci când am intrat în sală, după o perioadă lungă de timp, am simțit diferența și am zis, wow, cât de bine se simte să lucrezi la un aparat, cât de bine intră, wow, cum se simte. Știi? E o diferență, într-adevăr. Din punctul meu de vedere, nu văd de ce n-ai merge la sală, dar dacă n-ai timp sau dacă ți-e rușine să mergi la sală, am avut clienți cărora le era rușine și înțeleg. Înțeleg să-ți fie rușine când nu ești confortabil, e un loc nou, un mediu nou în care nu stăpânești anumite lucruri și te simți rușinat. E ok. Însă crede-mă că sunt mulți oameni ca tine, sala este pentru oameni de toate felurile. Și pentru profesioniști avansați, însă și cei mai mulți oameni care merg la sală nu sunt profesioniști. De fapt, tot ce vedeți voi pe social media, profesioniștii, reprezintă un procent foarte, foarte mic din oamenii care sunt în sală. Eu când merg în săli, maxim 2-3 profesioniști văd în sală. În rest, începători sau mediu. Cam ăsta e raportul. Deci, dacă mergi la sală și ești începător, probabil te vei simți în largul tău. Vei vedea mulți oameni ca tine care nu prea știu despre ce este vorba și fac multe greșeli. Și dacă vrei să fii altfel decât ei, ar fi bine să îți iei un antrenor sau să petreci câteva ore bune învățând să execuți corect și înțelegând faptul că atunci când te antrenezi e de fapt o practică. Practici, da? Nu vei ști bine de la început. Chiar dacă eu ți-arăt un exercițiu, asta nu înseamnă că tu îl vei face la fel ca mine. De ce? Pentru că eu l-am făcut de 1000 de ori. Tu l-ai făcut probabil odată și automat creierul și corpul are nevoie de repetiție pentru a executa acel exercițiu bine. Și eu dacă fac un exercițiu acum pentru prima dată, nu va ieși la fel de bine ca atunci când îl voi face de 100 sau de 1000 de ori. Așa că răspunsul la întrebarea ta este da, poți avea rezultate majore acasă. Dă-i drumul la treabă. 100 de flotări, 100 de genoflexiuni și 100 de tracțiuni și 100 de abdomene vor face diferența. Dă-i drumul la treabă. Nu te costă nimic să faci asta.